După terminarea live-ului, Eliza a avut de transmis un mesaj pe antena Play susținătorilor acesteia Până că vrea să clarifice de la bun început faptul că între ea și Dedi nu există tachinări nici pe departe. O să încerce să îl evite începând de astăzi și de asemenea mai spunea că își dorește să plece acasă și de transmite asta susținătorilor, nu mai vrea să fie votată pentru că vrea să plece, a spus că în casă nu există niciun băiat care să-i placă și de asemenea nu mai are răbdare să aștepte să-i intre un băiat potrivit pentru ea. Așadar, este pentru prima dată când o auzim pe Eliza spunând cu subiect și predicat faptul că își dorește să părăsească competiția, nu mai vrea să rămână în casă, nu știm dacă este doar o stare de moment sau a analizat situația și într-adevăr își dorește asta, dar acesta este mesajul pe care l-a transmis ea.